Sighetul de azi. Emisiunea în care găsești răspunsuri la întrebările tale. Emisiunea în care se întâlnesc opinii pro și contra. Emisiunea în care unii spun adevărul lor, iar alții spun că e minciună. Emisiunea în care unii se acuză, iar alții se apără. Sighetul de azi. Emisiunea de care politicienii se feresc, dar sighetenii o urmăresc. Sighetul de azi. Emisiunea de care nu te poți lipsi. La TV Sighet cu Gheorghe Paul Sanislou. Vestimentația realizatorului emisiunii Sighetul de azi este asigurată de Magazinul Elite, strada Traian, numărul 29. Magazinul Elite. Aici te întâlnești cu eleganța. Bună seara, doamnelor și domnilor, și bun găsit la o nouă ediție a emisiunii Sighetul de azi. Început de săptămână, în platoul nostru este doamna Eugenia Golgea, primarul municipiului Sighetul Marmației. Bună seara și bine ați venit! Da, bună seara, bine v-am găsit pe dumneavoastră și bine îi întâlnesc acum pe toți sighetenii care vă privesc, cred eu, cu interes emisiunile frumoase pe care le realizați. În mandatul acesta 2008-2012 sunteți deja, pot să spun, la al treilea an, pentru că suntem în luna iunie. Sunteți de peste 11 ani primarul municipiului Sighetul Marmației. Cum evoluează lucrurile de când ați câștigat prima dată mandatul până acum, iată, aproape de anul 2012, doar cu un an înainte din nou de alegerile din 2012? Evoluează lucrurile, pentru că chiar dacă nu avem puterea să recunoaștem în fiecare zi că de la o zi la alta câștigăm câte ceva, privind în urmă,
la cei 11 ani, la începutul celor 11 ani, îmi dau seama că orașul a progresat și asta pentru că cetățenii orașului s-au înscris în niște cerințe care au avut ca rezultat și au ca rezultat modernizarea vieții într-un oraș care, atâta cât a fost posibil, trebuia și trebuie să răspundă cerințelor unei vieți moderne. Am argumente care îmi dau dreptul să fac această apreciere, pentru că vag, dar totuși îmi amintesc cât de trist, de cenușiu și de gri era Sighetul Marmației când eu am ajuns la primărie, cât de distruse erau toate căile de acces, cât de mult lipseau locuințele sociale și sălile de sport, cât de deteriorată era rețeaua de alimentare a orașului cu apă și cât de mult lipsea canalizarea, cât de mare nevoie avea orașul de străzi pe care toate utilitățile să fie asigurate, iar cetățeanul să poată trăi cu speranța că într-un timp nu prea îndepărtat orașul pe care l-a visat se poate și realiza. Eu cred că multe din problemele începutului, ca să nu le spun proiecte, le-am reușit, multe, dar nu toate, pentru că cu fiecare etapă pe care un edil o străbate în funcția de primar al urbei, aduce noi elemente care îți deschid noi perspective într-o lume în care programele care se lansează pentru modernizarea comunității sunt altele, sunt mereu noi, și atunci tu cu echipa din primărie, cu echipa din Consiliul Local, gândești care sunt posibilitățile prin care să te racordezi, să-ți racordezi cerințele la oportunitățile pe care programele de care făceam vorbire ți le oferă. Eu, dacă mă gândesc foarte bine la realizările obținute în cei 11 ani de mandat, aș așeza pe primul loc aducțiunea de gaz în Sighetul Marmației. A fost un proiect la care au gândit și înaintașii mei, a fost un proiect pe care n-au reușit până la mine să-l realizeze primarii, dar am avut o mare șansă ca împreună cu președintele de atunci al României, domnul Ion Iliescu, să pot să fac viabil acest proiect care satisface comunitatea locală și care aduce multe mulțumiri multora dintre cei care au posibilitatea să-și introducă gazul și să-l folosească ca sursă de energie termică. Bănesc că atunci când ați introdus gazul în Sighetul Marmației, cum spuneați dumneavoastră, v-ați gândit că în timp și peste ani nu vor mai exista în cartierele municipiului acele lemne care fiecare într-adevăr și le cumpără pentru a se încălzi și cu lemne, și v-ați gândit că vor dispărea încet încet. Însă, din păcate, cartierele sunt pline la ora actuală și mai nu știu sunt. Dacă ei plătesc pentru acel metru pătrat sau 2 metri pătrați pe care îi ocupă nu trebuie să domeniul vedeți, public. Da, e adevărat, nu trebuie să vedeți chiar totul, pentru că Sunt pe gaz spun, de ce îmi ocupă cineva în față domeniul public, nici măcar nu plătește, deși are pivniță, ar putea să pună lemnele în pivniță. Aici, da, vezi. Și eu plătesc, că mi-am racordat la gaz, plătesc pe gaz, dar n-am în față o zonă verde, n-am o bancă, n-am un leagă, da, n-am nimic, pentru că sunt lemnele. Așa privite lucrurile, aveți perfecte dreptate, numai că și cei care au gaz, să nu uite că și ei, până la a-și introduce gazul, au folosit o parte din domeniul public, pentru care noi am cam închis ochii și am făcut ocol așa atunci când a fost vorba de taxare. Este, pe așa este firesc, taxa,
aia. Da, acum nu era, gaz. Acum este gaz, dar nu toată lumea are posibilitatea să-și introducă gazul. Este cu adevărat o cerință imperativă ca cei care pot folosi beciurile ca loc de depozitare a lemnelor să facă acest lucru pentru a elibera zona verde și a ne da ocazia să putem ordona puțin cartierele în mai mare măsură decât am făcut-o până acum. Eu, atunci când am gândit că orașul se va elibera de depozitele de lemne, am gândit în primul rând la lemnele care blocau de-a dreptul balcoanele și întotdeauna am avut emoții că sub o supragreutate balcoanele pot ceda și fac apel și acum lumea să înțeleagă, să facă bine, să nu mai depoziteze lemnele pe balcon, pentru că niciodată nu știi când cedează o rezistență și pot fi generate accidente. Noi am făcut un efort comunitatea locală, mai ales dacă luăm în calcul că magistrala care vine de la Medieșul Aurit pentru gaz la Sighetul Marmației n-a fost plătită de autoritatea comunității noastre, de primărie, nici de Consiliul Local, am reușit să rezolvăm ca Transgaz Mediaș să plătească marea conductă, iar cetățeanul să-și plătească de la domeniu doar instalația de introducere pe domeniul privat. Cred că un alt avantaj, pe lângă cel financiar de care vorbeam eu până acum, faptul că au șansa să plătească în rate introducerea gazului, ar trebui să-i determine pe cât mai mulți să facă un efort să-și introducă gazul, pentru că numai după ce l-ai și după ce îl folosești, îți dai seama ce comodă este viața ta și ce regim de civilizație îți poți introduce și tu, pentru că una este să tai lemne, să car lemne, să cureți cenușă și alta este să aprinzi centrala toamna și să o mai stingi vara. Pe de altă parte, și zonele din fața blocului arăta un pic altfel. Ar arăta, cu certitudine, așa este. Un domn, și avem și noi pregătite câteva imagini filmate chiar astăzi, colegii mei îmi spun, pe strada Gheorghe Doja, așa am să vă rog să le și difuzați pentru a le vedea și doamna primar. Un domn ne întreabă, locuiesc pe strada Mărășești, da. Am putea spune că e o zonă centrală și plătesc taxe și impozite la fel ca un cetățean ce locuiește pe strada 1 decembrie. Puteți să-mi spuneți și mie de ce pe strada mea nu există canalizare, e cu pământ în loc de asfalt. Coman Viorel. Pentru că nu numai strada Mărășește este lipsită de canalizare. Mai sunt și alte străzi care n-au canalizare. Dar vreau să spun ceva. În etapa a doua a proiectului de lărgire a rețelei sau de lărgire a rețelei de aducțiune de apă și de canalizare, intră toate străzile din oraș care nu au. Asta înseamnă sfârșitul anului 2011 și până în 2015. Probabil, acum n-am eu situația în față, dar cu certitudine că strada Mărășești, fiind una fără canalizare și poziționată în centrul orașului, va fi luată în calcul în prima etapă din acest proiect SAMTID care începe cu anul 2011 și a cărui valoare este de aproape 1.300.000 de euro, pentru că noi am gândit aducțiune de apă în toate zonele, canalizare în toate zonele orașului și modernizarea stației de epurare. Dar aș vrea să-i spun ceva cetățeanului care întreabă de Mărășești, pentru că strada este foarte largă, aici vom introduce partea de carosabil, vom asfalta partea de carosabil, pentru că vom lucra la canalizare pe partea laterală a străzii, având loc
în care să ne desfășurăm. Nu putem însă niciodată să punem asfalt și după asfalt să venim să spargem strada, să facem canalizarea, aducțiunea cu apă. Toate într-o ordine firească. Dar pentru că strada este largă, canalizarea se face pe laterale aici, așa mi-amintesc discuția pe strada Mărășești și se asfaltează carosabil. Telefonul sună, sigur, sunt foarte mulți telespectatori care vă adresează diverse întrebări. Am să vă rog să le lăsați întrebările regiei pentru a le putea adresa doamnei primar și în același timp pentru a avea cât de cât o emisiune continuă să nu fie întreruptă de către telefoanele telespectatorilor. Doamna Maria Stan din Valea Hotarului ne sesizează că nu au apă și că vara rare ori curge apă la robinet. Problema este aducțiunea de apă ce vine de la Iapa. Spune dânsa, vom ieși în stradă dacă nu ajunge apa și la noi în Valea Hotarului. Faceți ceva. Da, cunoaștem acolo? Foarte bine situația, problema apei pe Iapa și pe Valea Hotarului. Aici instalația de apă este realizată în regim privat. Existați și au format iepenii și cei din Valea Hotarului o societate locală care s-a îngrijit și au introdus apa în Iapa și în Valea Hotarului. Dar în urmă cu câțiva ani, atunci când ei au gândit necesarul de apă, n-au luat în calcul faptul că multe din odată că se vor crește numărul de gospodării, pentru că se vor căsători tineri, se vor așeza aici, vor avea nevoie de apă. Asta pe de o parte. Pe de altă parte, n-au luat în calcul faptul că pălinciile folosesc foarte multă apă, înghițind din debitul de apă care era gândit pentru alimentarea celor din Valea Hotarului. Știu de problemă pentru că am trimis poliția comunitară chiar sâmbăta trecută să facă o razie, să zic așa, în Iapa și să depisteze pe cei care folosesc aiurea apa, nu numai în interesul propriei gospodării. N-avem ce face până în situația în care nu vom avea un alt proiect care să fie proiectul nostru și nu al iepenilor nici... Deci Iapa și Valea Hotarului au altă aducțiune de apă decât cea a orașului de la Vital? N-au nicio legătură cu aducțiunea de apă. Ei au propria lor aducțiune de apă de undeva, de la izvoare, de deasupra iepei. Și prin cădere apa de acolo alimentează Iapa și Valea Hotarului. Iar această lucrare a fost realizată prin contribuția proprie a iepenilor și a oamenilor din Valea Hotarului, chestiune gestionată de o comisie care are statut juridic și care este singura în măsură să rezolve această chestiune. Dar pentru că fiecare se interesează numai de el și nu de alții, am încercat în formula pe care ne-o permite legea să trimitem noi poliția comunitară și să-i facem să înțeleagă că pe vremea unor călduri toride, când debitul de apă este și așa mai mic, să nu folosească apa decât pentru consumul propriu. De altă parte, nefiind... să spun așa, delegată gestiunea apei și în acea zonă de către dumneavoastră ca și Consiliul Local și Primărie, de intervenție acum. Da, deci nu avem cum interveni, pe lege nu avem cum. Da, cei din Valea Hotarului, dacă sunt nemulțumiți, n-ar putea să fie branșați la rețeaua orașului de către Vital sau de către... N-am luat în calcul această problemă pentru că noi am depus pe POR, Planul Operațional Regional la Cluj, un proiect pentru a rezolva problema aducțiunii cu apă, a canalizării și a asfaltării numai pentru Iapa și pentru Valea Hotarului. Proiectul n-a fost refuzat. Proiectul este în așteptare și am fost asigurați în măsura în care putem crede în vorbele celor de la Cluj că dacă se
găsește o resursă financiară, vom intra în finanțarea acestui proiect, care, încă o dată spun, n-a fost respins, a fost acceptat, dar așezat în așteptare. Ați vorbit despre strada Mărășești. Noi oricum mai aveam o stradă pentru dumneavoastră, ceva mai veche, și am să rog regia să ne difuzeze scurta intervenție a colegei mele din acea perioadă, pe care noi am depășit-o între timp. Ne aflăm pe strada care face legătură între strada Xenopol și strada Arieșului, două străzi asfaltate din municipiul nostru. După cum vedeți, ploile de ieri au umplut gropile cu apă, făcând aproape imposibil accesul cetățenilor pe stradă. Stăm și ne întrebăm cât i-ar fi costat pe reprezentanții Urbana să mai asfalteze încă 200 de metri de stradă. E o stradă, aș putea să spun, foarte scurtă. Știu. Și poate că între două străzi asfaltate mai era loc de 200 de metri de asfalt. Da, nu, dar nu are strada canalizare. Această stradă mică, da, nu are canalizare. Și până nu facem canalizare, știu foarte bine, pentru că am fost pe Arieșului și nu era mare lucru. Dacă, și nici nu avem posibilitate să venim cu canalizare așa cum avem pe Arieșului. Nu avem așa lărgime de stradă aici. Și atunci, întâi trebuie să rezolvăm problema canalizării și după aceea asfaltării, dar noi avem ca proiect așa orientativ general, de la care nu vrem să ne abatem, să rezolvăm în timpul cel mai scurt posibil și străzile de legătură dintre arterele mai mari circulate mai intens. Privitor la iluminatul public din cartiere, mai avem o sesizare de la o doamnă care ne întreabă dacă ați fost vreodată prin cartierul Independenței. Da, sunt doar două becuri, doamnei, în tot cartierul. Da, faptul că s-a ajuns în Independenței ca doar câteva becuri să lumineze este și vina cetățeanului, pentru că noi, reprezentanții autorității locale, nu umblăm întotdeauna prin toate cartierele și seara după ce se aprind luminile. Dar în situația în care noi suntem sesizați, luăm măsurile care se impun, pentru că nu este firesc să lăsăm un cartier un cartier întreg în întuneric. Știu despre ce este vorba, este vorba de blocul 25 și 27, este vorba de blocul 31 și 33, la care l-am trimis pe Marin Oanță să studieze problema, o studiat situația la fața locului și am convenit împreună că din stâlpii de iluminat care i-am luat din jurul parcului, vom rezolva problema iluminatului în cartierul de care vorbim. V-aș întreba puțin și despre situația construcției locuințelor sociale și a celor ANL. Da. Pentru că știm cu toții cât de curând la anul chiriașii din actualele case naționalizate vor trebui să le părăsească, să iasă din ele. Unde se vor muta? Că vor ajunge poate să scandeze în fața primăriei că n-au loc. Da, așa se întâmplă atunci când promovezi o politică fără să socotești că autoritatea locală are așa de multe sarcini și obligații încât resursele financiare nu pot nici cum ajuta să rezolve un asemenea program cum este cel de locuințe. Noi avem în construcție acum două blocuri, da? Unul dintre, am primit blocurile au intrat în finanțare, blocuri sociale, de anul trecut. Unul dintre blocuri a intrat în finanțare și pentru acest an cu o sumă de, vorbesc în lei vechi, de 1 miliarde și 400 și ceva de milioane. Din 8 miliarde, chiar săptămâna trecută, am primit repartizate 2 miliarde și jumătate, jur de 2 miliarde deci din 8 jumătate. Ați primit 2. Ce din 8 am primit 2. Eu sper ca pe parcursul acestei veri să mai primim, pentru că lucrările sunt avansate, noi ne-am grăbit să ajungem la acoperiș și să putem acoperi blocul ca să nu se distrugă construcția în care și ministerul, dar și noi, autoritatea locală, am investit bani serioși. Al doilea bloc social, pentru al doilea bloc social nu mai avem niciun leu repartizat pentru acest an. Prin urmare, ne-am oprit
cu construcția, deși vreau să spun că am plătit și aici în jur de 2 miliarde și ceva anul trecut ca să putem aduce blocul la un nivel la care să-l putem proteja la intemperiile iernii și ale ploilor din primăvară. Eu regret foarte mult că cei de la minister sau nu cunosc realitatea fiecărei comunități și situația construcțiilor din localitățile în care ele au fost repartizate. Da, ați avut un schimb cu ei? Avem, sigur că da, avem schimb de adrese. Ei știu foarte bine ce avem de alimentat financiar ca să putem înainta cu construcția. Dar se vede că n-au bani. Ori politica asta, că facem și dregem, pe seama cui? Pe seama autorității locale. Este imposibil de rezolvat. Și aș mai vrea să spun ceva. Noi mai avem încă aprobate și blocuri ANL, un bloc ANL, și un bloc social pentru care au trecut prin comisia tehnică a ministerului, dar pentru care n-am putut promova licitația, pentru că ministerul nu ne-a dat niciun leu. Și avem în așteptare încă să treacă prin comisia ministerului încă două blocuri ANL pentru tineri. Pentru că trebuie să vă spun, dacă avem o problemă pe care nici cum nu putem să o rezolvăm și lumea nu înțelege că s-au dus vremurile în care veneai, cereai și, mă rog, era mai ușor de dat. Acum... Că aveai din ce? Că aveai din ce. Da. Eu v-aș întreba totuși ce relație aveți în cazul acesta, pentru că ați vorbit despre minister, ați vorbit despre ANL-uri. Astea sunt la Ministerul Dezvoltării, la doamna Udrea. Ce relație aveți cu actualii parlamentari de Maramureș, care sunt la putere, care bat ușile ministrului Muncii, a fost mai ieri în Baia Mare, domnul senator Gheorghe Mihai Bârlea se lăuda că a avut o întâlnire cu dânsul, că s-a dus, a venit, s-a plimbat. L-ați informat, ați fost vreodată cu dânsul sau v-a chemat, haideți să mergem, doamna primar, la Ministerul Dezvoltării, la doamna Elena Udrea, să spunem că nu avem ANL-uri, nu avem locuințe sociale, ne-a dat 2 miliarde în loc de 8. Da, nici n-aștept să mă cheme ei, că-i chem eu. Dumneavoastră știți că noi avem 8 proiecte. Domnul Bereș, care și dânsul zicea bazin de not, tot la Ministerul Dezvoltării se poate da, face, ziceau. Nu? Ziceau că cei mai ușor... Bun, dar sunt la putere acum. Da, sunt acolo cu pâinea și cuțitul. Eu nu vreau să-i critic pentru că n-aș vrea spuneți-ne să mă... Spuneți-ne în fața cetățenilor dacă vreodată v-au contactat și v-a spus, doamnă, haideți să mergem la minister să vedem ce facem cu locuințele sociale pentru cei care sunt în casele naturalizate și vor ajunge în stradă. Ce facem cu celelalte lucruri din Siget? N-au cum veni ei să ceară. Eu sunt cea care trebuie să le cer lor. Pentru că eu știu, nu numai eu. Dar puteți merge împreună. Da, noi, nu, dar vreau să zic că noi, comunitatea administrativă, primăria, prin serviciile noastre, știm ce proiecte avem depuse și le-am dat de 3 sau de 4 ori sau în 3 sau 4 rânduri copii cu toate proiectele noastre de la minister, cu stadiul în care s-a ajuns ca evaluare, ca etape parcurse și i-am rugat să intervină. Și nu pe știu, care au intervenit? Nu știu, pe care au intervenit, nu dar niciunul nici nu-i rezolvat. Am înțeles. Deci, cam asta. Deci, este, cam facem asta. O scurtă pauză de publicitate și ne întoarcem în emisiune. Firma Sebimark din Sighetul Marmației execută construcții de drumuri, pavaje, construcții civile, lucrări de canalizare și aducțiuni de apă. Societatea Sebimark produce și transportă agregate de balastieră diferite sorturi, nisip, griblură, la cele mai bune prețuri de pe piață. Firma Sebimark, cu o bogată experiență în construcții, își desfășoară activitatea atât în domeniul public cât și în domeniul privat. Seriozitatea și calitatea este deviza noastră. Sebimark lucrează pentru tine! Pentru colaborări, puteți apela numărul de telefon 0262 313378 sau 0745 242171. Firma Electromat Prompt proiectează și execută instalații electrice, branșamente, rețele, posturi de transformare și tot ce ai nevoie pentru instalația ta electrică. Electromat Prompt oferă și consultanță în domeniu și se ocupă de toate actele necesare pentru obținerea branșamentului. Toate la un preț minim, dar la calitate maximă.
Informații la telefon 0745 598 524 sau la pensiunea subcetate la Matei, localitatea Oncești. Electromat prompt. Firma Comerpan vă oferă la preț minim sistem complet de termoizolație și tencuială pentru case, tencuială decorativă și vopseaua lavabilă ce se poate nuanța la cererea clientului direct în magazin. Rigips, gleturi, adeziv, ciment, var, vopsele, parchet, ondulin, scule și unelte, organe de asamblare, sisteme de rulare pentru porți. Echipamente de protecție. Comerpan comercializează la cele mai mici prețuri table, țevi, oțeluri, sârmă, panouri și împletitură de gard, ornamente pentru porți și balustrade. Confecționează feronerie, porți, garduri la cererea clientului. Comerpan, Sighetul Marmației, strada Unirii, numărul 40. Casa Verde, cel mai nou showroom cu instalații sanitare, încălzire clasică și în pardoseală, panouri solare, acoperișuri de toate tipurile, mobilier de baie, cabine de duș, vân, hidromasaj și cele mai luxoase produse pentru interioarele dumneavoastră, cu prețuri pentru toate buzunarele. La Casa Verde găsești și un depozit pentru materiale de finisaj interior-exterior, o gamă variată de grese și faianță. Nuanțăm lavabilă computerizat pentru interior și exterior, precum și tencuială structurată sau cauciucată. Vindem cu plata în rate și asigurăm transportul la domiciliu. Casa Verde, strada Gheorghe Șincai, numărul 35. Casa Verde, un showroom de lux. Cauți produse de calitate pentru instalații termice și sanitare? Metal Confex Prod Casa Roșie din Sighetul Marmației îți pune la dispoziție centrale termice pe gaz și curent ProTerm începând cu 1899 lei, cazane pe combustibil solid Atmos, Udi, Viadrus, radiatoare din tablă de oțel Corado, Termolux și Purmo cu garanție 10 ani. Casa Roșie are și boilere emailate cu garanție 5 ani, panouri solare termosolar. Metal Confex Prod execută, pune în funcțiune, oferă servis în garanție și post-garanție, cu personal autorizat. Livrările la domiciliu sunt incluse în preț. Vino la magazin să descoperi promoțiile lunare. Casa Roșie. Unica e aproape de tine în Sighetul Marmației. Unica este o farmacie modernă plină cu toată gama de medicamente, cosmetice, tehnico-medicale și articole pentru copii. Farmacia Unica este situată în piața 1 decembrie, lângă TV Sighet. Farmacia Unica este sub contract cu Casa de Asigurări de Sănătate Maramureș și eliberează rețete compensate. Farmacia Unica, o farmacie aproape de tine. Suntem în a doua parte a emisiunii Sighetul de azi cu primarul municipiului Sighetul Marmației, Eugenia Golgea. Doamna primar, întrebările curg, am și eu câteva pregătite, dar am să dau prioritate cetățenilor care ne sună. Dacă oamenii vor să-și tencuiască fațada blocurilor, ce trebuie să facă, de unde trebuie să ia autorizație și dacă e nevoie de, sau se primește ajutor și din partea primăriei sau doar prin asociația de locatari? Depinde care este formula în care vor ei să-și izoleze termic blocurile. Trebuie prin asociația de locatari, fără asociație nu se poate promova niciun proiect, să vină la noi la urbanism și tot ceea ce ține de aprobări din partea serviciului nostru, mă angajez că le dăm ajutorul necesar pentru a nu aștepta. Acum, dacă am deschis subiectul cu drumurile și cu șoselele, toată lumea ne scrie, pe strada tractorului s-a turnat balastru, dar nu s-a făcut nimic. Ce se întâmplă cu strada tractorului? Strada tractorului este o stradă relativ nouă. Mai așteaptă puțin strada tractorului ca să putem finaliza străzile în care noi am rezolvat problema canalizării și pe care n-am pus încă asfalt. De pildă avem Dobrogeanu Gherea, aici aproape de centru, avem Căprioarei, tot aproape de centru. Astea străzi cu infrastructura până la asfaltare terminată și va ajunge și strada tractorului într-un viitor nu prea îndepărtat în rezolvarea problemei pe care o cer cetățenii.
Joi este ședința de Consiliu Local, am primit și noi ordinea de zi și v-aș întreba de pe această ordine de zi, pentru că sunt 4-5 proiecte inițiate de noastră, doamna primar Eugenia Gogea, v-aș întreba despre două, și anume proiectul privitor la aprobarea închirierii unui imobil de către Spitalul Municipal Sighet în vederea externalizării serviciului de spălătorie. Despre ce e vorba? Da. S-a făcut un calcul de către serviciul economic din spital și am înțeles că și în relație cu serviciul economic de la noi, asupra costurilor pe care le angajează spălătoria în sistemul, spălătoria din spital în sistemul în care funcționa până acum și externalizarea serviciului, dacă nu mă înșel, la parterul sau în subsolul, pardon, a maternității, da, unui operator din afara spitalului, și am înțeles că pe formula externalizării prețurile ar fi mai mici, iar calitatea serviciului ar fi mai mare. În cazul ăsta să pun două întrebări. Da? Ce se întâmplă cu personalul care până acum era angajat la spălătorie? Am înțeles că personalul va fi preluat. Și doi, ce se întâmplă dacă după un timp se ridică prețul de către acea firmă care face spălătoria, spălarea hainelor spital? Externalizarea serviciului începe cu un preț fixat. Firma care operează acest serviciu nu va putea, fără aprobarea Consiliului Local, să modifice prețul activității desfășurate în spital. Bun, și în cazul în care renunță și zice că la prețul respectiv dă faliment, vine o altă firmă sau ce se întâmplă în perioada asta? Păi acum n-am gândit începutul optimist. O să vedem. Bun, ce se va întâmpla. Orice firmă o să ne punem sau prin contract. Da, sigur că da, se face licitație. E o licitație, da. O să punem în contract prevederi care să ne protejeze spitalul ca instituție. Asta nu înseamnă că nu vom fi absolut echitabili în raport cu prevederile, în raport cu operatorul, dar bazându-ne pe legile care trebuie să asigure funcționarea serviciului în mod permanent. Sigur, despre Spitalul Sighet ar mai fi încă multe întrebări, însă am să mă întorc la ordinea de zi și am să vă întreb despre ce e vorba în proiectul de hotărâre inițiat de dumneavoastră privind efectuarea unui schimb de teren proprietate privată a municipiului Sighetul Marmației cu un teren proprietate a domnului Tomșa Petru și soția doamna Maria Tomșa, strada Bogdan Vod 86. Da, este vorba de un teren pe care îl are domnul Tomșa undeva în nu departe de Bic, în zona aceea, vis-a-vis de biserica preotului, între biserica, vis-a-vis de biserica greco-catolică și de biserica ortodoxă, pe partea cealaltă, în acea zonă. Acolo, domnul Tomșa are un teren, parte din acel teren noi o folosim ca și loc de parcare. Folosesc cei din blocul curbat, da, ca și loc de parcare. În situația asta, domnul Tomșa amenință că își va îngrădi terenul pentru că plătește taxe și impozite, nu va mai da acces nimănui să parcheze și este treaba orașului cum să descurcă cu cei care au mașini în zona respectivă. Parcare pe zona respectivă era proprietatea dânsului sau proprietatea primăriei? Păi parcarea este veche, iar eu nu știu istoria terenului respectiv ca să vă pot lămuri. Ce știu eu este ceea ce comunic acum. Și pentru că primăria are un teren care nu corespunde chiar ca suprafață, nu este identic cu a domnului Tomșa, lui Tomșa este mai mare, să discută în Consiliul Local, pentru că proiectul este promovat a treia oară, dacă merită să facem schimbul sau renunțăm la tot terenul de acolo și renunțăm și la parcări, sau găsim soluția de a face schimb cu Tomșa pe zona pe care o avem noi. Dacă primiți mai mult ca și teren? Nu știu. Aici este la libera judecată a fiecărui consilier și toți vor judeca cum cred. Important este să se gândească spre soluția
optimă. Domnul telespectator Pop Radu ne-a sunat și a revenit cu o întrebare. Terenurile de case pot fi întăbulate după 30 de ani? Mă rog, asta e o întrebare care probabil că ar trebui adresată compartimentului juridic din primărie. Nu, deci sau terenurile, nu, după 30 de ani pot fi pe baza uzucapiunii întabulat terenul care îți asigură ție accesul la locuință sau terenul, nu cel pe care ai construcție, pe care l-ai folosit ca și grădina ajutătoare sau lot ajutător. Despre strada Simion Bărnuțe nu vă mai întreb, pentru că întrebați-mă și despre străzile în care avem aproape certitudine că putem rezolva problema asfaltării. Simion Bărnuțiu este o stradă pentru care noi am depus un proiect, este la Budapesta, a depășit proiectul, a cucerit proiectul două etape de evaluare din corespondența pe care noi o avem cu Budapesta. Sperăm să se finalizeze în avantajul nostru. Și pentru că m-ați întrebat de drumuri, vreau să vă spun că așa am mărâți financiar cum suntem, ne chivernisim cu foarte mare grijă fiecare leu din bugetul local, pentru că noi doar pe resursele proprii putem conta și am reușit, așa cum bine știți unii dintre dumneavoastră, să rezolvăm problema și a carosabilului și a ordonării trotuarelor și a parcărilor din cartierul Unirii, zona aceea a pieții, unde era o aglomerație supărătoare. Am reușit să rezolvăm problema și pe Popa Lupu, pentru că avem stația de asfaltare în capătul străzii, mașinile încărcate deranjau teribil și am avut multe sesizări. Pregătim acum Ion Luca Caragiale, o stradă de legătură mică, dar o rezolvăm și asta. Lucrăm pe ghioceilor sau Dr. Gheorghe Bilașcu, acum fosta ghioceilor, care este o străduță din Pintea Viteazu. Am avut licitație pentru covor asfaltic și trotoare pe centru. Am oprit puțin lucrarea pentru că facem o intervenție la conductele de distribuție a apei care au cedat pe centru. Astăzi am dus specialistul să vadă despre ce este vorba și în două săptămâni ne apucăm și de această lucrare. Am făcut licitație pe vechiul Karl Marx, care se încheie contractul în curând. Mai avem de rezolvat Mărășeștiu, mai avem de rezolvat Gheorghe Barițiu, mai avem de rezolvat Gutinului, cea pe care am finalizat canalizarea pe o parte. Lucrăm la trotuare pe Mihai Viteazu acum, pe Gheorghe Doja mi-ați arătat dumneavoastră, așa că încercăm. Lumea, sigur că lumea așteaptă, toată lumea vrea, toată lumea are dreptul să ceară și să se rezolve. Cu atât mai mult că suntem în luna iunie și vremea ne permite să lucrăm la străzi. Da, tocmai de asta, vedeți, ne-am ocupat foarte serios de tot ceea ce înseamnă planificarea activităților și ordonarea licitațiilor în așa fel încât să putem derula lucrările astea pretențioase pe timpul verii. Doamna primar, cred că sunteți la curent privitor la subiectul cu acel criminal care a înjunghiat o femeie și pe soțul acesteia în plină stradă în zona Big. Da, am auzit. Nu eram aici, am auzit. Sunt convins că vă îngrijorează și pe dumneavoastră acest lucru, la fel cum și poliția în momentele respective a încercat să-și facă treaba cât mai bine și a și reușit până la urmă capturând criminalul. Dar eu v-aș întreba, prin prisma ceea ce citesc astăzi pe un site de știri din Baia Mare, ce se întâmplă în Sighetul Marmației? Și ce se întâmplă? Am să continui prin a vă citi de pe site, noi dotări la Poliția Locală Baia Mare. Începând de astăzi, 27 iunie, instituția a intrat în posesie a 7 mopede și 3 mașini pentru intervenție rapidă. Investiția este de aproximativ 35.000 de lei, numai pentru mopede, acestea urmând să fie înregistrate la Primăria Baia Mare și apoi puse în circulație pentru polițiști. Și aș vrea să vă întreb ce se întâmplă cu Poliția Locală din Sighetul Marmației. Mai există?
Știți ce se întâmplă? Da, activează perpedes, poliția locală. Dotări, va avea dotări? Dar nu știu, deci n-am nicio informație. Cred că dotările vin pe linia inspectoratului județean și apoi de la minister. N-am nicio informație cum că și poliția din Sighet trebuie, adică este dotată, deși trebuie să fie dotată. Dar ce să vă mai spun, poliția din Sighet n-are bani nici de benzină. Au apelat la noi să le dăm o sumă de 10 milioane pe lună să-și poată asigura combustibilul necesar mașinilor pentru deplasarea în teren. Nu mi se pare un lucru firesc, pentru că la autoritatea locală vin toți. Poliția Națională vine, avem noi poliție comunitară, da? Păi, vin locală, pompierii, vin poliția toți. Comunitară e poliția locală acum. Poliția locală, dacă da. E perpedes, dacă nu are măcar un scooter, că celălalt șef al poliției vedeți, vrea scutere. Dar vreau să vă spun altceva. Chestiunea asta îmi deschide o altă perspectivă. Cea a regionalizării, despre care s-a făcut atâta caz și pe care am catalogat-o de la bun început, o mare prostie care n-a fost analizată așa cum trebuia. Uitați-vă, noi care suntem într-o subordine oarecum, dar în același județ, în raport cu Baia Mare. Vedeți ce se întâmplă? Deși suntem în județ, Baia Mare are, noi nu avem. Bun, și dar eu Baia Mare a primit de la Consiliul Local. Da, de la Consiliul Local. Așa scrie acolo. De la Consiliul Local, când afișă Sighetul capitală de județ. 35 de milioane, 35 de mii de lei, aia sunt 350 de milioane pentru scutere. Măcar să aibă cu ce să meargă la o intervenție, că nu știu, dacă merg pe jos, nu mai ajung, criminalul fuge. Eu credeam că dotarea se face pe linia ministerului, că așa era firesc să se facă, pe linia ministerului administrației și internelor. Baia Mare, dacă Consiliul Local a reușit, este foarte bine. Dar la nivel de județ, un Consiliu Municipal este mai bănos. Cred că au de 7 ori mai mare buget decât Sighetul Marmației. Pe de altă parte, aveți și o comisie de siguranță publică, da, la avem, nivel de Consiliu adevărat. Local, da. Și ar trebui să se întrunească și să analizeze situația din acest punct de vedere. Comisia se întrunește, este președinte domnul viceprimar, nu putem spune că nu se întrunește, se întrunește, discută toate problemele care sunt de discutat, pentru că de la comisia aceasta... Eu mă referam la cea de siguranță publică, de nu la cea de rutieră. Aia e comisia de circulație. Există o altă comisie de siguranță publică acum, în care aveți doi consilieri, printre care, dacă nu mă înșel, e și domnul Tomșa și domnul Gheorghe Rusu. Rusu, da, da, în care da. Dumneavoastră sunteți iară președinte, eu sunt președinte, dacă nu mă înșel. Auziți, dacă vrei să nu se facă nimic, mai fă câte o comisie. Păi, deci, e prin lege dată, deci nu da, e făcută prin la... lege dată, că legile astea nu fac altceva decât să ne creeze comitete și comisii care, de care să uităm, pe care să nu le folosim. Pentru că sunt prea multe și ce... Fă o comisie care să răspundă de probleme și să fie din, cu seriozitate privite, să privească cu seriozitate toate problemele. Ați atins puțin și subiectul național al regionalizării și dacă toți suntem aici, v-aș întreba ce părere aveți totuși despre limbajul pe care președintele PSD-ului Victor Ponta l-a avut în general în politică și mă refer aici la această sintagmă în care la întâlnirea de la Cotroceni președintele Traian Băsescu căuta cu ochii sticla. Vreau să vă spun că nu-l accept cu un asemenea limbaj pe Victor Ponta. Eu cred că cei din opoziție nu trebuie să coboare ca limbaj, ca atitudine, ca mod de a gândi și mai ales de a trăi la nivelul celor de la putere. Eu cred că noi românii avem nevoie de o țintă. O țintă care, într-un fel, să îmbrace siguranța pentru cetățeanul care privește spre cineva care este cu totul altceva. Din acest... sau așa văzând lucrurile, nu pot să-i accept într-un limbaj cu subînțelesuri, uneori chiar trivial, nu este de acceptat. Nu este de acceptat, nu pot accepta așa ceva, niciodată n-am acceptat, întotdeauna am zis, trebuie să dovedesc că față de cel
cu care mă lupt, am netă superioritate în tot ce reprezint. Cu atât mai mult că ești lider politic. La Baia Mare a candidat Cătălin Cherkeș din partea Uniunii Social Liberale, a câștigat primăria Baia Mare, s-a eliberat locul său de deputat în Parlament și iată, mai zile trecute a apărut pe internet informația și este oficial, Florin Tătaru, un social-democrat de Baia Mare, aș spune eu, este candidatul la deputăție. Ce șanse îi dați? Da, îi dau șanse lui Florin Tătaru pentru că este un om extrem de serios în ceea ce spune și în ceea ce face. Are și o formație profesională și intelectuală care îl prezint așa cu multă încredere în fața electoratului. El a mai girat și funcția de director la Casa de Asigurări de Sănătate. Pe vremea aceea nu aveau spitalele din județul Maramureș problemele care le au astăzi și cred că este vorba de competență și de a-ți înțelege rolul cu multă responsabilitate vis-a-vis de sarcinile pe care ți le-ai asumat atunci când ai acceptat o funcție. Cred în Florin Tătaru, cred că va fi omul USL-ului la care te duci cu încredere și de la care trebuie să te întorci cu o parte din probleme rezolvate. Este un tânăr ambițios, cu capacitate și vreau să rămână Florin Tătaru și ca deputat, ceea ce este ca și coleg de partid acum. Vă gândiți că în anul 2012 Eugenia Goge ar putea fi omul USL-ului la primăria Siget? Mă întrebați cam de vreme. Astea sunt chestiuni pe care sunt chestiuni pe care timpul le va rezolva. V-am întrebat acest lucru pentru că ați pomenit despre omul USL-ului. Da, omul USL-ului. Deci e clar că la anul vedea cum rezolvăm. Va trebui să existe și... Vom vedea cum se rezolvă lucrurile și la nivelul Sighetului, așa cum de altfel trebuie să se rezolve civilizat și onorabil, zic eu, la nivelul întregului județ. Cam aceasta a fost emisiunea de astăzi, una plină, ar mai fost câteva întrebări din partea telespectatorilor, dar n-am reușit să le adresez pe toate. Vă mai aștept într-o emisiune viitoare. Mulțumesc. Ceasul ne arată ora 20, intrăm în emisiunea Lunetistul Presei, am să predau ștafeta colegului meu, Nicu Iuga. Bună seara, Nicu! Salut, Paul! Ce ai pregătit pentru astăzi? Da, ce am pregătit pentru astăzi, de exemplu, vreau să arăt telespectatorilor ce am făcut eu în timp ce Traian Băsescu adormea parlamentarii puterii cu susținerea penibilă din Parlament de astăzi. Bun, vom vedea o emisiune interesantă, doamnelor și domnilor, aceasta a fost ediția de astăzi a emisiunii Sighetul de azi. Mâine, începând cu ora 19, vă reîntâlniți cu emisiunea de care nu te poți lipsi. O seară frumoasă alături de programele TV Sighet. Vestimentația realizatorului emisiunii Sighetul de azi este asigurată de Magazinul Elite, strada Traian, numărul 29. Magazinul Elite. Aici te întâlnești cu eleganța.
Sighetul de azi. Emisiunea în care găsești răspunsuri la întrebările tale. Emisiunea în care se întâlnesc opinii pro și contra. Emisiunea în care unii spun adevărul lor, iar alții spun că e minciună. Emisiunea în care unii se acuză, iar alții se apără. Sighetul de azi. Emisiunea de care politicienii se feresc, dar sighetenii o urmăresc. Sighetul de azi. Emisiunea de care nu te poți lipsi. La TV Sighet cu Gheorghe Paul Sanislo.